Tuturor, eu sunt Ricin Ciara, astăzi am revenit cu un nou videoclip cu tipuri de ponei, cum vă plac foarte mult! Așa că da, am aproape suma așteptată de abonați și sunt foarte, foarte mulțumită de asta. Adică 35.000 de abonați. Nu știu dacă când o să postez acest videoclip o să-i am sau nu, dar acum am aproape tot ce-mi trebuie pentru a fi fericită. Deja. Bine, nu, că nu sunt fericită, adică de fiecare dată am fost fericită. Voi sunteți super drăguți, sunteți cea mai frumoasă comunitate pe care o am și haideți să începem acest video. Tipul 1, mama prea grijulie. Mami, m-a invitat toaleta afară. Pot să ies și eu cu ea? Te rog frumos? Nu. De ce? Păi, depinde unde vrei să mergem. Vrei să mergeți? La parc. Păi, până la parc e o trecere de pietoni. Dar ce, dacă are să mă fără să mă asigur și este și mama ei cu noi? Nu. Pentru că sigur o să te calci mașina, sigur o să iei înainte sau nu știu, mi-e frică. Atunci ieșim până, nu știu, pe stradă, în curte, habar n-am. Păi, pe stradă n-ai voie pentru că o să cadă un copac pe lângă tine și o să mori. Wow. Da. Și în curte n-ai voie pentru că o să te ia vântul. Serios, mami, nu-s chiar așa de slabă. Mai bine să prevenim, știi? Atunci măcar pot să merg să-mi fac temele. Nu, pentru că o să te tai în foaie de hârtie. Atunci ce o să fac? O să stai pe jos, fără să miști un degetel, ca să nu te rănești. Poate în o degete. Atunci, nu știu. Nici palea să nu miști orice-ar fi. Perfect. Mă duc să-ți aduc de mâncare, dar o să aduc ciorbă fără niciun fel de, fructe, legume în ea și fără niciun fel de ou, de smântână, de mărar, nimic nu o să fie în acea ciorbă, pentru că o să fie doar apă goală cu un pic de mirodenii ca să simți și tu un gust de pui, ca să, nu știu, să nu-ți rupe o măseaua în mâncare. Gata? Tipul 2. Mama care își răsfață copiii cât de mult se poate. Bun copii, astăzi puteți să faceți ce vreți pentru că astăzi este vineri, iar vineri domnișoara are istorie și nu se duce la școală pentru că o să asculte și nu vrea să învețe. Da, iar eu nu mă duc la școală deloc pentru că chiulesc. Da, iar eu stau cu ea pentru că suntem în aceeași clasă și amândouă avem istorie și nici eu nu vreau să învăț. Exact, dragile mele. Acum, spuneți, ce vreți să faceți în această minunată zi de vineri? Eu vreau să merg cu prietenele mele, nu știu unde. O să mergem și o să facem salturi cu bicicleta în cele mai periculoase locuri din tot orașul, pe pietre și pe chestii, nu știu. Vreau să facem ceva șmecher și o să filmeze ca să punem pe canalul ei de YouTube. Ok. Puteți să faceți asta dacă voi vă doriți, nu știu, ai grijă să nu-ți mai rup cornul, eventual, sau să nu te mai zgâri la ochi, cum ai făcut-o deja, dar e ok. Și pot să mă vopsesc în verde? Sigur, draga mea, faci orice dorești inimioara ta. Ok, atunci plec. Da, și niște bani, că da, vrei și noi să luăm chipsuri, nu? Să petrecem. Câți bani ai nevoie? Nu știu. 500-600 de lei, ok. Ok, draga mea, atunci o să-ți dau, o să-ți dau 800 de lei ca să ai în plus, în caz că orice, nu știu, mereu intervin probleme. Mulțumesc, mami, ești ok. Mama, eu și Twilight avem o problemă. Spune-ți, dragile mele. Păi, ne-am certat cu fata aia, Beatrice, și acum o să ne spună părinților ei și o să ne scadă nota la purtare profesoara. Dar cum se poate așa ceva? Lasă că dacă vă scade nota la purtare, merg la protecția copilului și le spun. Și o să vedeți voi că am acolo prieteni și așa și facem treabă reușită și nu mai credeți fetele mele. Facem ce vrem, mami. Da, aveți dreptate, faceți ce vreți. Ok, mami, să te duci repede, că nu vreau să ne facă notă mică la purtare, ai înțeles?
Da, sigur, draga mea. O să mă duc chiar acum la protecția copilului și o să vorbesc cu acea doamnă de acolo cu care-s prietenă și o să rezolvăm tot. O să le dea pe director în judecată și o să vă mărească nota la purtare, dacă e. Dar nu are de ce, pentru că voi aveți 10, pentru că de fiecare dată când a intervenit ceva de genul ăsta, am rezolvat eu tot. Ia, bine. Ce vreți să facem? Să jucăm Minecraft. Ok, hai în camera noastră. Tipul 3. Mama care își pune copilul să învețe exagerat. Deci, mi-am făcut temele de la școală, mi-am făcut temele de la pregătire și mi-am dat și mi-am făcut și temele bonus de la tine. Acum ce să fac, mami? Să mă odihnesc pe tabletă? Nu, cum pe tabletă, draga mea? Nu, acum o să te duci și o să iei că ți-am cumpărat o carte nouă frumoasă de ziua ta. Asta mi-e nouă pentru ziua mea. Ok. Da, și o să te duci să înveți din ea, pentru că e clasă pentru... o carte de învățat pentru clasa 7-a. Păi, dar eu sunt abia a 5-a. Nu contează, este pentru clasa 7-a, pentru că tu deja ai învățat materia de a 6-a și de a 5-a. Și trebuie să o înveți și pe de a 7-a ca să fii pregătită. Ok. Știi că trebuie să ai un serviciu bun când vei fi mare, ca și mine. Da, mami, dar eu n-am stat pe tabletă de acum 2 ani. Am prieteni. Vreau să mă uit la voi de 5. Nu. Te vei duce chiar acum și vei învăța? Pentru că, da. Ok. Dar după ce termin de învățat toată cartea, mă lași să mă joc? Dacă reușesc să o termin, nu știu. E mai mare decât capul meu. Și, da. Asta mă le muncă. 4. Părintele care întotdeauna te toapă cu mâncare, iar tu nu mai poți să mănânci de rău. Tot te toapă cu mâncare. Am terminat tot de mâncat. Bun, pentru că mai am o grămadă de lucruri pentru tine. Și pizza, am și nacho, am și salată, și curnat, și pește prăjit, și de-asta, cum îi zice, meduză, caracatiță, ciuvia asta. Nu meduză, n-are nicio treabă cu meduză. Calamar. Așa, am și pui, am și iaurt, am și tot ce vrei mi arată, am și ou și tot am pentru tine, ca să te mănânci, draga mea, ca să ajungi așa frumoasă ca mine. Dar nu pot să merg la joacă, că mă cheamă prietenele mele, după ce termine mânca, draga mea. Te rog. Draga mea, mănâncă, n-am făcut mâncare degeaba. Mănâncă tu, mami. Dar nu vreau, vreau să mănânc eu pe ale mele, eu am mai multe la bucătărie. Cinci, părintele care te pune să stai întotdeauna cu fratele tău mai mic. Vezi că în seara asta plec și eu cu tatăl tău până o treabă cu afacerile și tu va trebui să stai cu sora ta mai mică. Yay! Haide să ne jucăm cu ponei și să facem videoclipuri pentru canalul tău de YouTube. În primul rând, tu n-apar la mine pe canalul de YouTube, pentru că o să zici numai ciudățenii și eu vreau să fac propozițiile foarte bine organizate și chestii. Așa că da, chestii. Mami, nu mă judeca. Ok, oricum, nu contează ce planuri ai tu pentru astăzi, pentru că se anulează. Nu pot să anulez o întâlnire atât de importantă cu ambasadorul nu știu care din nu știu ce țară, ok? Da. Haide, mami, astăzi vreau să plec cu prietenii până în oraș. Ne-am făcut planuri să mergem până la turnul Chindia, nu știu, chestii frumoase în Târgoviște, voi nu știți ce sale. Nu, pentru că astăzi va trebui... să stai cu sora ta și da. Și ce să facem? Nu știu. 6. Și ultimul tip, mama fără niciun pic de stres, care chiar nu-i pasă că are copii și mi se pare foarte nașpa, dar chiar există părinți ca ăștia în România și... da. Mami, vrei să vii să ne jucăm? Da, uite ce și canalul ei de YouTube. Lasă-mă în pace, am treabă. Dar ce treabă ai? Că le-ai terminat pe toate. Lasă-mă în pace, joacă-te cu sorta. Poți să-i să fără? Fă ce vrei, nu-mi pasă. Mami, m-a ajutat, te-mi întreb frumos. Chiar nu știu cum să fac exercițiul ăsta. N-am înțeles în clasă. Nu știu, du-te la tatăl tău. Tati?
Am de făcut mâncare, nu-mi pasă. Merg afară cu prietenele mele. Vă mulțumesc mult pentru vizionare. Dacă v-a plăcut acest video, nu uitați să-mi dați un like. Dacă vreți să scrieți un comentariu cum este mama voastră sau dacă cunoașteți astfel de persoane, puteți să-mi scrieți la videoclipurile mele de gaming unde în comentariile activate, pentru că YouTube mi le dezactivează la cele cu ponei. Și da, vă mulțumesc foarte mult, foarte mult pentru vizionare. Ați văzut ce drăguț e unghia mea, îmi place mult cum se asortează măvul și verdele lui Spike cu negru de pe unghia mea, nu știu, am fost inspirată, îmi place mult. Așa că da. Ne vedem data viitoare, eu v-am pupat, vă iubesc foarte mult și ziceți-lor prietenilor voștri de mine să faceți o chestie așa, puneți pe televizorul de 5 și, sau pe calculator sau pe ceva și vă uitați la de 5 împreună, așa, ca o seară între prietene, ar fi mișto, nu? Și, da, și puteți să mai trimiteți lucruri pe Instagram, unde vă dau tot timpul apreciere și vă pun la story-uri, orice, cu de mic, e super drăguț și chiar mă bucură foarte mult să primesc lucruri de la voi și vă mulțumesc foarte mult pentru aproape 35.000 de abonați, sunteți foarte, foarte mulți și nu știu ce să mai zic, m-am emoționat, da, zici că sunt de la ProTV. Hai, pa, pa!